Salut, dragi prieteni, și bine ați regăsit la un nou clip. Ce am eu aici să vă arăt? Câteva ghivece în care am cumpărat astăzi niște puișori, să spunem așa, de tuie. Ce să fac cu ei? Vreau să mai plantez 2-3 prin la mine prin gospodărie, pentru că, după cum ați putut observa în clipurile pe care le-am filmat la mine prin curte, prin grădină, ați văzut că am câțiva tuia. Mai bine spus, vreau, nu știu, ca să mă uit așa, să-i număr, sunt în jur de 20 și ceva de arbuști. Și m-am gândit, dacă tot îi plantez, să vă arăt și dumneavoastră cum se face, pentru că și eu la început spuneam, a, ce mă, mare lucru, iau un pomișor de ăsta, îl bag în pământ, i-am pus 3 când apă și gata, nu e așa. Deci chiar nu e așa. Fie că e pom fructifer, fie că este arbust, fie că este o plantă de ornament, toate acestea au niște chichițe, să spunem așa, niște chestii care, dacă nu ținem cont de ele, ne trezim că am muncit degeaba și am pierdut și bani. De adevăr, ei nu sunt foarte scumpi. Am luat un 12 lei bucata, sunt undeva la vreo 40 cm înălțime, pentru că asta e și ideea, cât îi luați mai mici, cu atât se vor prinde mai repede. Este un arbust de ornament, cum vă spuneam, îl vedem tot mai des pe la noi în gospodării. Și ca ornament stradal ați văzut prin parcuri tot felul de arbuști și dă bine ochiului. Este o pată de culoare care o aduce la noi în gospodărie. Deci, ce să mai spunem despre ei? Putem spune multe, dar nu vrem să lungim prea mult vorba, că și așa mă suportați zi de zi prin clipurile pe care dumneavoastră le urmăriți și vă mulțumesc. Deci, acești pomișori trebuie neapărat plantați, mai ales când este un pic mai răcoare. Ei se plantează fie primăvara, fie vara. Deci nu avem probleme, pentru că, după cum puteți observa, ei vin la ghiveci. Și venind la ghiveci, n-avem decât să-i scoatem ghiveciul și să-l băgăm într-o groapă. Dar nu este chiar așa simplu. Ori, să-l ținem tot la un ghiveci, dar în momentul ce el va crește, să-l mutăm la o perioadă de timp, pentru că rădăcinile nu vor mai avea loc în ghiveci și îi merge bine pomișorul. Deci, acest tuia, eu l-am în gospodărie ca ornament, i-am pus așa lângă o alee, dar am și într-un loc unde ei maschează un gard și o intrare. Deci aici, oameni buni, am mascat efectiv o parte din gard cu acești arbuști. Tuia eu i-am lăsat puțin să crească, nu i-am rătuns de sus cum se face, pentru că ei deja sunt foarte bine crescuți și maschează destul de bine, după cum puteți observa, porțiunea aceasta mică de gard. Asta puteți face și dumneavoastră. Dacă aveți o zonă unde chiar nu vă place aspectul, puteți să-l mascați. O să faceți un gardiu. Numai că aceste plante trebuie plantate la o anumită distanță și la o anumită perioadă. Chestia care, după cum știți, dacă nu știți, o să vă spun eu, ele nu sunt atât de pretențioase, se pot planta oriunde, în orice zonă de relief, numai ca pământul să fie foarte bun. Sau să nu spunem foarte bun, să spunem un pământ bun. Dar nu-i problemă, și dacă este un pământ mai calcaros, ea tot se prinde. Numai că, eu să fiu sigur, voi folosi și pământ de flori. Ceea ce vă sfătuiesc pe dumneavoastră, orice pom plantați, fie el un arbust de ornament, fie el un pom fructifer, luați și un săculeț de pământ de flori, pentru că oamenii aceia când au ambalat acest pământ, au știut ei ce să bage acolo, ca floarea, pomul, arbustul, să-i meargă bine. Și așa scăpăm de anumite griji. Deci, cum vă spuneam, ei se plantează, dacă vreți să faceți un gardiu undeva la 80 cm, se vor lua un pic mai mari. Și la 80 cm distanță unul de celălalt, pentru că ei sunt niște arbuști care, dacă se îmbolnăvesc, se ia boala de la unul la altul foarte ușor. Și credeți-mă, chiar și ei au parte de anumite boli și au parte de anumiți dăunători, ca orice altă plantă, arbust, pom din natură. Ce să mai? Haideți să vă arăt cum îl plantez și după aceea mai vorbim pe tine. Groapa trebuie să fie de 3 ori mai mare decât ghiveciul pe care l-ați cumpărat dumneavoastră, ghiveciul cu pomișorul sau ce doriți dumneavoastră să plantați. Deci dacă e de 3 ori mai mare, este ok. Numai că trebuie să țineți cont că el va fi plantat, acest pomișor, undeva cu 15 cm mai ridicat de la baza
gropii. De ce? Pentru că acolo noi o să punem pământ, pământ fertil, care v-am spus este de flori, care rădăcinile acestui pomișor să poată să aibă acces mai ușor și să se dezvolte mai liber. Pentru că, vă dați seama, în pământul acela viu pe care îl vedeți, dacă băgam acest pomișor cu rădăcinile, nu se mai prindea niciodată. De ce să mai? Haideți să punem pământ întâi. Am pus pământ, vedeți dumneavoastră acele pete mici albe? Este un îngrășământ, un îngrășământ special pentru flori, pe care eu profit de această situație și o să-l las pentru că îi va face bine pomișorului. Adăugăm apă, apă cât de multă. Evitați să puneți îngrășământ de natural pentru că aveți posibilitatea să ardeți rădăcinile. După care o să amestecăm acest pământ. Facem ca un compost. Deci am amestecat bine pământul, s-a făcut ca un compost, nu ne mai rămâne decât să punem pomișorul, să-l scoatem de ghiveci și să-l punem. Ne scoatem pomișorul din ghiveci. Într-o mișcare simplă, îl întoarcem invers și forțăm. Și pomișorul a ieșit. Ia priviți. Numai că aici avem niște rădăcini care sunt crescute greșit. Dumneavoastră desfaceți ușor din aceste rădăcini și le tăiați cu o fecuță sau le rupeți cu mâna și pământul care este în jurul rădăcinii să nu-l dați la o parte. După aceea nu mai aveți decât să-l băgați în groapa pe care eu v-am arătat cum am făcut-o deasupra acelui compost. Eu așa o să fac și după aceea o să vă arăt ce pași mai urmăm. Priviți! Deci pomișorul a fost băgat în groapă și aici este tot secretul. Ca și la pomii fructiferi și la tot ce veți planta dumneavoastră, ca pomul dumneavoastră să prindă, în cazul nostru acest arbust, trebuie ca tot pământul acesta pe care l-am pus eu roată, trebuie bătut foarte bine, ca să nu prindă goluri de aer. Dacă noi nu eliminăm aerul care a rămas undeva în jurul bazei acestui pomișor, v-am spus, fie pom fructiferi, fie orice plantați dumneavoastră, nu se va prinde, sigur 100%. Deci noi trebuie să scoatem golurile de aer, prin păsare, prin presarea pământului cât mai bine în jurul rădăcinii. După aceea vom completa cu pământul care ne-a rămas din săpoarea gropii și cam asta este lucrarea. Apă cât de multă, acum la plantare. Și timp de 2 săptămâni, zi de zi, udat, eventual dimineața, eventual seara. Apa nu o puneți la rădăcină exact cum ați luat-o de la robinet, o lăsați puțin așa să fie nici caldă, nici rece și ideal ar fi să udăm la bază, nu pe partea superioară, pentru că riscăm să-l arde. Deci, oameni buni, lucrarea a fost terminată, pământul din suprafață este puțin mai afunat ca el să poată să asimileze puțin mai repede apa pe care o să ajungă la rădăcina lui, la tulpina lui și ușor, ușor va ajunge și el exact ca frații lui mai mari. Evitați zonele cu praf, evitați zonele unde pământul este mai calcaros, să spunem așa, și în scurt timp or să crească și o să ajungă ceva de gen. Despre boli, tratamente, înmulțire și alte lucrări care se fac periodic la acești arbuști într-un clip viitor. Toate cele bune, oameni buni, și să ne revedem cu bine!